suntem într-o zonă de aproape de deal și semnalul este din ce în ce mai slab. După cum spuneam, premierul a ținut o ședință cu șefii de concentrate din județ, dar și cu prefectul și președintele de Consiliul Județean, alături de miniștri, în care s-a arătat revoltat pe faptul că autoritățile ar trebui să se certe mai puțin la televizor și să pună mâna la muncă. De asemenea, premierul a menționat faptul că a solicitat tuturor prefecților din județele care nu sunt afectate de zăpezi să ajute județele care sunt sub nămeți cu orice, cu tot ce pot. De altfel, înainte ca premierul să sosească, a mai aterizat un elicopter al armatei la Dumbrăveni cu foarte multe ajutoare pe care armata le-a distribuit la oamenii sinistrați. Aici, în zonă, oamenii sunt disperați, spun că, de fapt, au nămeții cât casa. Au încercat singuri cât au putut să-și dea zăpada din curți și din fața caselor. Trebuie să vă spun că e o mobilizare, cel puțin pe moment, din ce vedem noi, pe tot traseul coloanei oficiale sunt militari care ajută la dezăpezire. După cum a precizat și prefectul județului, a fost solicitat sprijinul armatei pentru a degaja nămeții. O precizare a mai făcut premierul României, a menționat că a fost întrebat de jurnaliști dacă este de acord să se instituie starea de urgență așa cum cerea președintele PSD Victor Ponta. Premierul a spus că nu este cazul și că situația este sub control și că e în curs de rezolvare. Mulțumim frumos, Sebastian. Oancea, ne vom întoarce la tine de îndată ce vei avea informații noi. Mergem mai departe. Din cauza căderilor